Zelenski, președintele Ucrainei, a postat un mesaj pe Twitter în care mulțumește României pentru sprijinul acordat. Guvernul a decis duminică să trimită în Ucraina o a doua tranșă de ajutoare ce constă în combustibili, veste antiglonți, căști, muniție și echipamente militare, dar și alimente, apă și medicamente în valoare totală de 3 milioane de euro. În plus, Zelenski l-a menționat și pe Klaus Iohannis, președintele României, fiind recunoscător acestuia pentru că susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Sunt recunoscător României pentru contribuția sa semnificativă la capacitățile de apărare ale țării noastre. Vă mulțumim, Klaus Iohannis, pentru susținerea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Simțim sprijinul politic și de apărare al partenerilor noștri, a scris Zelenski pe Twitter. Totodată, guvernul și-a anunțat disponibilitatea de a prelua răniții Ucrainei în rețeaua sanitară din România. Guvernul României a decis că după ce în Ucraina a ajuns deja prima tranșă de medicamente și echipamente sanitare donate de țara noastră, acum să fie transmisă o a doua tranșă de ajutoare în valoare totală de 3 milioane de euro, constând în combustibil, veste antiglonți, căști, muniție și echipamente militare, alimente, apă și medicamente. Guvernul României anunță disponibilitatea de a prelua răniții Ucrainei în spitalele din rețeaua militară și civilă din țara noastră.